Mulțumesc! Revin vijeliile, meteorologii au emis mai multe alerte de ultimă oră, probleme sunt și în Europa, să știți, acolo unde un ciclon afectează arii extinse. Este alături de mine cu informații importante colega mea Alina Șerban, meteorolog ANM. Alina, la ce să ne așteptăm? Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor! Vorbim de o vreme capricioasă, aș putea spune, din punct de vedere termic mai ales, pentru că vom avea alternanțe de la o zi la cealaltă. Dacă astăzi ne-am bucurat de temperaturi foarte ridicate, cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă în partea de sud și de sud-est a teritoriului, deja înregistrăm valori de 19-20 de grade în condițiile în care ar trebui să avem cel mult 12-13 grade. E bine, mâine se mai răcește puțin în regiunea estice și sud-estice, iar acest proces de răcire va continua și se va resimți cu mult mai bine în weekend. Pentru că dacă mâine, poimâine, vom mai avea temperaturi maxime de 10, peste 10 grade în mare parte din țară, până la 15, 16, 17 grade în partea de sud și de vest a teritoriului, sâmbătă și duminică temperaturile maxime se vor situa în marea lor majoritate între 4, 5 până la cel mult 90 grade, grade puțin mai mari de atât în Dobrogea, unde vor urca spre 13-14 grade. În consecință și temperaturile minime vor suferi și acestea vor scădea treptat dacă în această dimineață a fost mai cald decât ieri dimineață, cu temperaturi pozitive în mare parte din țară, acestea vor deveni treptat negative în weekend, în mod deosebit în zona centrală a țării noastre și cu valori mai scăzute în depresiuni. În condițiile în care și precipitațiile își fac apariția. În această după-amiază avem în regiunile vestice, nord-vestice, cu extindere și în celelalte regiuni, poate o mică pauză joi, când vremea va fi în general frumoasă și cu revenire a precipitațiilor în weekend, vineri, dar mai mult sâmbătă, pe arii din ce în ce mai extinse, vom avea poate și cantități mai importante de apă. Și vorbim de precipitații sub formă de ploaie în zonele joase de relief, astăzi și mâine la altitudini foarte mari la Lapoviță și Nisoare, însă în weekend altitudinea precipitațiilor sub formă de Lapoviță și Nisoare va coborî, astfel încât zona montană va fi din nou îmbrăcată în stradă zăpadă, dar este foarte probabil să avem precipitații sub formă de Lapoviță și Nisoare și în zonele mai joase de relief. Și în capitală vorbim de o vreme în general frumoasă, mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă astăzi în mod deosebit, dar și mâine și poimâine, chiar dacă temperaturile mai scad ușor. Mâine apar și ceva ploi în zona capitalei, iar sâmbătă, duminică, se răcește accentuat. Ne așteptăm la o temperatură maximă de cel mult 9-10 grade. Iar minimele, la fel, dacă vor crește la noapte, mâine noapte, în weekend vor scădea și în zona capitalei. Și vântul va prezenta intensificări din când în când, cu viteze mai mari pe creste, unde foarte probabil se va asocia cu ninsoarea.